Știu că sunteți lector în cadrul Școlii Părinților MedLife. Am dorit să ne explicați cum se desfășoară cursurile acestei școli și ce sfaturi oferiți viitorilor părinți. În cadrul acestui proiect, cuplurile vin și li se oferă anumite sfaturi de către medici specialiști pe anumite teme. Cursurile se țin pentru... Există un medic specialist ginecolog care ține cursuri și dă sfaturi legate de sarcină, un medic neonatolog cu sfaturile pe această specialitate și un medic de nutriție și coordonatoarea proiectului, doamna psiholog Cătălina Dumitrescu, care oferă informațiile necesare pe această temă. Ce curs țineți dumneavoastră în cadrul acestui proiect? Eu țin un curs despre sarcină, despre analizele care trebuie să fie efectuate în sarcină și sfaturile utile pe parcursul sarcinii. În general sunt sfaturi legate de cum trebuie urmărită sarcina, ce analize trebuie să fie efectuate și ecografiile și intervențiile care sunt necesare și legate în special de naștere și de modalitatea de naștere. Cât de importante sunt vizitele la medic în toată perioada aceasta a sarcinii? Vizitele la medic sunt importante pe perioada sarcinii pentru că pot descoperi anumite afecțiuni, fie ale mamei, fie ale fătului. Scopul acestor vizite este în special pentru a preîntâmpina și a descoperi aceste afecțiuni și unele dintre ele pot fi evitate și tratate. Dar în ce perioadă a sarcinii ar putea fi depistat dacă fătul ar putea suferi anumite anomalii sau malformații? Descoperirea anomaliilor genetice fetale se poate face pe toată perioada sarcinii. Unele pot fi compatibile cu viața, altele nu. În general, cele incompatibile cu viața se recomandă întreruperea sarcinii. Cu cât mai repede, cu atât este mai bine. În general, se încep testele pentru screening de malformații între 11 și 13 săptămâni, când se face dublu test și o ecografie care are anumiți markeri ecografici pentru malformații genetice. Înțeleg că perioada aceasta a sarcinii este cumva împărțită în subperioade. Puteți să-mi explicați? Este împărțită în trei trimestre cu specificul lor. În funcție de aceste trimestre se pot face anumite analize, iar în funcție de rezultatul acestor analize le vor fi repetate sau nu pe parcursul sarcinii. Deci există analize specifice fiecarei perioade, fiecărui trimestru? Da. În fiecare trimestru de sarcină se efectuează anumite analize și cu ecografiile de morfologie fetală pentru acel trimestru. Există un trimestru mai important decât celălalt sau toate sunt la fel de importante? În toate trimestrele pot apare anumite modificări cu specificul lor și sunt importante, bineînțeles, pentru evoluția normală a sarcinii fiecare parte. Există și un set de analize care sunt recomandate înaintea perioadei de sarcină? Înainte de concepție este recomandat să se efectueze un consult preconcepțional. Acesta trebuie să cuprindă un set de analize, în special analize de infecții care pot afecta evoluția sarcinii și la care se pot face anumite vaccinuri pentru a preveni contactarea acestor infecții în timpul sarcinii, cum este varicela, rubeola, hepatita B. Analizele care trebuie făcute sunt în general analizele care să ateste starea de sănătate a mamei și în funcție de istoricul și de bolile de care suferă se fac anumite analize țintit. Și cât de des trebuie efectuate aceste controle în timpul sarcinii? La început, cu aceste controle erau recomandate mai des, pe parcursul anului de sarcină erau recomandate aproximativ 16 controle. Acum s-a descoperit că un număr dintre 6 și 8 controle prenatale este un număr optim de a preveni apariția modificărilor din timpul sarcinii.